tărâm al făgăduinței pe care îl străbați, întâlnind promisiuni nebănuite, dar plămădite din vise, visate sau nevisate, locuri ce a idoma mirajului pot rămâne nevăzute și necunoscute, dacă nu te oprești în momentul potrivit și la locul potrivit, să le distingi în cromatica unei liniști aproape celeste, cum numai în țara de dincolo de închipuire o poți întâlni. Silabisești, so, do, ma, și chipurile îngerilor ce vor fi vizitat casa dreptului Lot pentru a-l salva împreună cu familia sa, apar icoană în peregrinarea cu iz de aventură, care te așteaptă la fiecare răscruce, nesemnată de oameni, dar crestată în cer. Mașina de teren care ne poartă prin labirintul de văi și canioane, pe șerpuitoare drumuri de cenușă albă amestecată cu sare și spre culmi de pe care simți aerul fierbinte răsfirat din sărutul Mării Moarte cu stânca, este cel mai potrivit mijloc de transport pe calea care generic am putea o numi drum. Din capul locului, facem compromisul cadrului cinematografic instabil, pentru a surprinde și emoția unei asemenea călătorii, dar și gradul de dificultate cu care sunt confruntați oamenii și, desigur, autovehiculul. Sodoma, percepută generic drept destinație turistică, nu este departe de drumul care leagă sudul extrem al Israelului de Ierusalim și de așezările din nord. Doar că din autocar sau fără de companie care agrează o asemenea escapadă, nu ai cum să pornești de unul singur în pustietatea înșelătoare, care te poate chema în neștiute colțuri, din care doar vreun ingenios GPS să te poată scoate la un liman și acela tot atât de deșertic precum itinerariul inițial. Așa că, în aerul condiționat care mai aduce o oboare reconfortantă față de ambientul celor 40 de grade Celsius de afară, jeepul se strecoară printre stânci, se afundă aici-colo în nisipul fin precum pudra, ocolește obstacole nevăzute și cunoscute doar de șoferul îndemânatic, care, o fi știind el de ce face lucrul acesta, te poartă într-un permanent sus-jos și dreapta-stânga, precum un soi de mașinărie dintr-un parc de distracții, astfel încât până și șezând îți este greu să îți menții echilibrul dacă nu ai un punct de sprijin solid. Oprirea se face pentru a gusta la propriu din pereții de sare, aici colo risipită drob cât casa de mare. În stâncă de sare se va fi prefăcut și soția lui Lot, în momentul fugii către cetatea Tsoarului, iar istoria spune că cea pomenită de tradiție Ado sau Edit și nenumită în Biblie a rămas împietrită din cauză că s-a întors spre a privi mistuirea Sodomei cu foc și pucioasă. Sodoma este o atracție turistică pentru mulți care ajung la Marea Moartă, fie pentru a petrece un sejur, fie aflați pe cale spre sudul Israelului. Odată intrat în pustiul Sodomei, gândul te duce la năpasta revărsată asupra cetății. Vezi aici-colo câte un fir de verdeață sau un pomișor, răsărit din temirce sămânță și udat doar de aerul care noaptea mai aduce o boare umedă, ridicată de peste sărăturile atinse de unduirile mării. Deși nu vedem niciunde vreun măr de Sodoma, fruct menționat în statorniciile iudaice,
ne îngăduim preț de o poveste să ne gândim la această poamă toxică, asemănătoare cu un hibrid între piersică și portocală, viu colorată și atrăgătoare. Istoricul iudeu Flavius Iosef povestește că cei care culeg acest fruct se trezesc cum se preface pe loc în cenușă. Iar în poemul Paradisul Pierdut, compus de John Milton, se dea până versuri plastice care descriu cum, după ce Adam și Eva au fost ispitiți de diavol să guste din pomul cunoștinței binelui și răului, cohortele satanei s-au îndestulat din amăreala mărului de Sodoma. Localizarea Sodomei este relativă și numeroși istorici caută ruinele cetății încă și în ziua de azi. Diferite curente de cercetare revendică un spațiu sau altul pentru a stabili certitudinea existenței unei cetăți despre care nu se știe nici în prezent cum și-a găsit sfârșitul. Geograful antic Strabo menționa că Sodoma s-ar afla în apropierea Masadei, iar, până la proba contrarie, cetatea emblemă a păcatelor unor lumi uitate rămâne de găsit doar în acest spațiu. Doar că aici și acum, în zilele noastre, e mai mare tentația cunoașterii în chip extrem a unui asemenea loc decât orice altă ispitire venită din tainele deșertului sau de aiurea.